Salutare tuturor, sunt Andrei, bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Counter Strike Global Offensive. De această dată pe modul casual, pentru că sincer să fiu, n-am mai jucat CSGO de foarte mult timp și vă dați seama, nu pot să mă bag așa direct într-un competitiv, pentru că o să joc ca o cizmă. Deci vă spun din start, o să joc ca o cizmă, pentru că n-am mai jucat de mult timp niciun mod. Și oameni buni, dacă vreți să mai punem clipuri de CSGO, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem acolo foarte multe like-uri. Nu contează ce moduri, nu știu, competitiv, casual, arms race, deathmatch, demolition, nici ce mai e pe acolo. Dacă vreți, în general, să apară mai multe clipuri de CSGO. Haideți să vedem cât susținători mai avem pentru această serie. Am că mai știu eu să îndrept arma asta către cap. Hai totuși. Uuu, ce m-am băgat fix în față. I-am dat o șună, i-am dat în cap, frate. Ia să vedem. Uuu, ce am dat în cap. Mi-a dat și el totuși acolo. Da, bun. Sunt singurele de această dată pentru că e ceasul. Mereu filmez la aceste ore. 00:31, adică 12:30 noaptea. Ok, am dat deja voice disable. Hai să ne luăm noi pe 250 și luăm aici niște grenade. Pentru că așa se spune, grenade, nu grenăți, ceea ce mi se pare o porcărie, dar în fine. Hai să dăm și noi aici un happy lung. Să vedem ce se întâmplă. Bă, serios? Ok. Nu sunt foarte mulți jucători pe server. Eu acum mi-am dat seama. Nici nu pot juca cine știe ce la sunet, pentru că totuși e casual și... Am sunetul de la CSGO dat mai încet pentru că n-a filmez. Nu prea mai am multe glanțe. Pe lung, vine de pe lung. Hai să vedem. Ăștia sunt mulți pe mii de acolo. Eu aș pus și aici scurtul. Uite, s-a dus pe B clar. Nu mai am foarte multe glanțe, aia e problema. Și mai sunt 5 alive. Unul a murit de-al nostru. L-a luat altul. Geam. Ține-mă, mă, geam. Oh, deci unul aici în stânga. L-am luat. Am luat și pe ăsta. Nu mai e nimeni pe acolo. Uite-o, tunnel. No, bun. A, bomba e picată. What the fuck, nu știu ce avem impresia că e plantată bomba. Am luat și pe ăsta. Ha, mă, bă, băiatule. Este, mamă. Deci nu pot să cred că sunt pe primul loc. Nu pot să cred că sunt pe primul loc. Și chiar nu eram sigur pe mine, adică... Mai ales la pistolul, mă pricep foarte ok. Mai ales când trag cu pistolul, știi? În fine, ce ne luăm noi acum? Hai să iau un M4A1. Asborel Forest. Am și un M4A4 roșu, frate, un skin. Nici nu mai știu ce skin e. Cred că aș putea da undeva pe aici. Nu pot să dau inventory, pentru că sunt viu. Trebuie să așteptăm să mor ceva. Nici nu dau bine aici, incredibil. Deci ăla a apărut fix când eu am sărit. That timing, though. Uite aici se stă cel mai ok. Sau aici. Nu vreau să dau un spot pentru că dacă aruncă 2 grenade în același timp, sunt rip. Sau dacă dau incendiară, trebuie să mă retrag. Deci tot ceva pe acolo. Și mai am puțină viață, din păcate. Și vine aia de pe lung și nu vreau să mă bat lung, am puțină viață. L-am nimerit. Fac. Hai să vedem, au o grenadă sau ceva? Au, nu mi-a luat foarte mult. Acolo e, l-am văzut. Ce mă așteaptă el, mă. Bă, au murit vreo... Cât s-au murit de la noi? 4? Unul mort? Fac. Beton. Oh my god, mi-a dat ăsta capou. A venit și el, mă. I-am dat 81 în 4 hituri, frate. Deci uite cât de puțină viață mai avea. Mamă, deci dacă nu-mi dădea capul ăsta și ajungeam să-l ating, gen... Apucam să-l ating. Îl omoram și pe el, că mai avea 30 HP. Pe acolo pe undeva. Nu mai avea foarte mult. Ok, și cred că o să fie 1-1 scorul. Sau nu știu, mai sunt 40 de secunde, e bomba acolo pe mici, tipul ăsta are 10 HP. Ah. Dar dacă ceilalți nu sunt pregătiți, asta se uită scurt, nu-i nimeni scurt, dar vin City. Ar trebui să-i audă, sincer. I-aude. L-auzit, joacă la sunet tipul ăsta, 3v1. Te mă. Te rog, de ce n-ai folosit în patrule? Ai, e gol? Ba nu, avea glanțe sau nu? De ce joci numai Deagle? Uite, mai avea 10 gloanțe. Putea să-l omoare cu alea 10 gloanțe. Așa cum l-am omorât eu pe ăla cu 4 gloanțe. Am dat capău. Ok, o să vină unul City. De ce joacă Deagle? 10 gloanțe, frate. Pot să omor 3 oameni cu astea 10 dacă... Aul. Uite, mai are 4 și a omorât un om. Și cu astea 4 poate să-l omoare pe unul. Arcan trebuie să se grăbească, oricum ne bazăm pe el. Oh, ce și-a luat în cap. 1-1 scorul. Bă, sunt interesante și aceste casual-uri. Chit că nu-i cine știe ce tactic aici. Pe casual mai mult contează cum tragi, sincer. Și eu de obicei pe casual nu prea joc, pentru că... Hai să luăm noi un scout. Se întâmplă o grămadă de faze foarte ciudate. Adică, uite, acum se duc 4 lung, da? Și cum ar fi gen... Aia 4-1 să țin acolo, eu să fiu singurul scurt, eu mor și vin și mai iau de pe scurt. Și toți de pe lung o să moară din cauza mea, știi? Nu-mi plac fazele de genul. Și mai ales că nu poți comunica cu nimeni, asta este foarte, foarte aiurea. Ar trebui să facă, bă, ar fi interesant să facă ceva, nu știu, să facă team chat, voice team chat, ceva de genul, gen, cum e în competitiv, să poți vorbi pe voce numai cu coechipierii, să poți vorbi pe voce și cu toți. Aia care mi s-ar părea interesant și o idee bună. Hai să vedem că ăștia vor să vină. Au dat un nade aici. Se pare sau au tras și de pe lung? Nu. Ceva smoke acolo, momentan nu mă deranjează. L-am luat. Pe unul. Fac. L-am nimerit. Și cred că mai vor să intre. Am mai dat un smoke, deci... Deși dau atâtea smoke-uri, măcar să dea unul bun aici către rampă. Ăla chiar ar fi un smoke interesant, da? Așa nu prea mă... Pa. Hai, boss. Deci mă duc, uitați cum mă duc, îți caut eu lucrurile. Mă mai duc, că mi-e frică de tipul ăla. Dacă apare, uite așa. Și pe ăsta l-am atins. I-am atins pe amândoi. Sunt destul de low amândoi, teoretic. De ce nu l-am noi a caută? Fac unii mort. Și unde e următorul? Vedem aici, nu e aici. Nu mai am foarte multe gloanțe, hai să schimb pe scaun. Nu mai aveam foarte multe gloanțe, deci oricum nu m-a ajutat. L-am văzut. Îmi da cap. Uuuu! Oh my god, ce le-am făcut, dude! Come on! Bine, probabil mulți dintre ei au rank-ul mai mic și na, vă dați seama. În competitiv oricum aș fi jucat ca o cizmă. Adică, clar, aș fi jucat ca o cizmă, pentru că aș fi fost versus persoane de același rank ca mine, adică suprim global, pe undeva pe acolo, prin zonă, știi? Acum, probabil, am, nu știu, am dat de ceva rank-uri mai mici de aia, dar oricum joc slab, pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp. Aulu, și ne-a luat unul pe lung acolo, este 2-1 pentru noi. Ne descurcăm de minune, aș putea spune. Ne descurcăm de minune. Hai să pușesc și eu, pentru prima dată, hai să pușesc și eu aici, să vedem ce se întâmplă. Hai, uite, e acolo, low. Bam, am dat și o grenade. Mai vedem pe aici, frate, am 9-1 în scorul. Și Infernal are 8-1. Deci ceva de genul, mă întrebau foarte multe persoane dacă mi-am vândut cuțitele, pentru că m-ați văzut jucând de pe zmăr. Nu, nu mi-am vândut cuțitele, uite-le chiar aici. Chiar mai am câteva skin-uri în plus, v-am spus, am și acel Hyper Beast, pe care, mă rog, l-am prins din acel case opening pe care l-am făcut. Care a dat asta tras. Am și încă un M4A4, dar nu folosesc M4A4, deci degeaba am skin-ul acela. Este roșu. O să vi-l arăt când o să mor, cred. Hai să vedem. Bă, pot să fie și pe mid aici. Și că se ajungă un mid. Ok. Cred că m-aș duce spre B. Mai sunt 3 kit, că e unul dintre ei suicide. Mă duc aici, frate. YOLO cu siringa. Mă duc aici lower. Să vedem dacă întâlnești noi pe cineva. Hop. Fac. Unde a fi ultimul? Fac. Piciorul. Și ar fi trebuit să-mi dau seama. Nu mă așteptam să fie aici. Am crezut că e lung și nu știu de ce am avut impresia că o fac un mamă. Uite cât de ușor m-a luat. Ce mă oftic. Nu, hai să vă arăt aici. Dau inventorii că-s mort. Un Chroma 2, kills, what the fuck. Uite, am Star Track, deci e și Star Track M4A4 de Battlestar, care este field test. Nu știu exact cât costă. Să-i dau eu un sell să vedem cât costă. Bă, oricum e bine că am luat runda. Stai să văd aici. Costă. Bă, ești nebun? 34 de euro? Adică 35 de euro, așa să... Oh my god, 35 de euro, bă, ești nebun. Haideți să vedem dacă mai știm să mai dăm cu AWP-ul, este 3-1 pentru noi. Aoleu, câte failuri o să dau cu AWP-ul, deja mă gândesc câte failuri o să dau cu acest AWP, sincer. Sper să nu, dar... Este cam inevitabil. Bă, dar îmi place cum arată Hyper Beast-ul ăsta, chiar e fan. sincer. Uite, au omorât aia pe unul cu focul, dude. Am venit să încoace. Apăreți aici, nu te mai băga în față, leave me alone. Leave me be, my friend. Ia uite ce face. Asta vrea să mă încurce. A fost cel puțin teltrol acolo. N-au intrat nicăieri. Bă, dar ce fac, mă? Eu în locul lor nu știu, aș fi dat rush undeva. Bine, nu... Sau stai, că nu-i bine, nu poți să dai rush așa pe casual, că sunt foarte mulți, aoleu. Am murit pe mid. Și în B numai unul. Bă, aș duce și eu spre B acolo. Și acum au plecat toți din A, fii antenă. Dude, stai și tu, na, te rog. Nu vreau să stea, na, ok. Atunci mergem B. Hai că e la lung, pot veni numai scurt. Bă, măcar să ne anunțe ăla de pe lung, dacă îi vede, știi? Sau să nu se bată sau ceva. Doamne, câți mai sunt de la ei? 7, 6, 6 și nu... Văd că nu prea acționează. Opa, a murit ăsta de pe lung. Ia uite scurt sau nu se pare? V-am spus că nu este sunetul foarte, foarte tare. Aolo, ce... Exact ce ziceam, că o să dau o grămadă de failuri cu AWP-ul. Mamă, uite ce ne-a făcut Sennes ăsta, m-aș așteptat aici. Și am dat deasupra lui. Nu așteptam să fie crouch. Am dat deasupra lui. No, și uite cum, cât de era... Ce face ăsta aici? Fireball, what the fuck are you doing, man? E clar că A, toți am murit A. LOL. O, ce cuțitaș avea ăsta. Ce cuțitaș avea băiatul ăsta, ce baionetă faină. Sau vrea să dea... Să dai CV casual, for fuck, să-i nu... Nu prea încerc să dai save pe casual. Ce mă, pe... A pierdut. Mai sunt și doi. Ăsta se duce cu taserul. Nu pot să cred că l-am omorât pe ăla cu taserul. Și mai unul un pit. Eh. Hai că nu mai luăm AWP-ul. Aveți cuvântul meu acum. Cel puțin în runda asta nu luăm. Nu, de alta nu avem bani. Oh my god. Ce... Deci acolo eu trebuia să-i omor pe toți. Deci eu dacă aș fi fost încălzit ar fi trebuit să-i omor pe toți. Așa n-am omorât pe nimeni. Am murit. Runda asta a fost pierdută din cauza mea. Mai mult aș putea spune. Poate ce scrie la nice team. GG guys. Well played. Ceva de genul. Ce fac, mă, cu incendiara? Ai văzut că mă duc eu deja. Stai că mă mâncă nas. De ce mereu mă mâncă nasul, frate, când... A, e ăla, pe mine cine niciunul. Am murit. Nu mă mai duc. Vreau să mă duc să-l ajut, dar văd că l-a luat acum. Și erau doi. Cel puțin doi. Că genul l-au omorât și unul l-a luat asez. Nu știu dacă să pușez mid-ul. Să pușez mid-ul? Ce ziceți? Lower? Nu e lower. Așa, mă, deci tipul ăla trebuia să moară înainte să-mi dea damage. Deci am tras, cred că fix pe lângă urechea lui. Am dat toate gloanțele la început. Nici măcar nu l-am nimerit. Deci ăla trebuia să fi murit înainte să-mi dea el damage. Dar uite că încă un fel. Of, 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 lung nu. Păi mă duc tot așa, nici scurt. Că văd că ăia, ăștia îi pușează, mai sunt trei. Bă, dar nu înțeleg ce fatele ăștia. Deci noi suntem atât de nubi încât îi pușeam. Că noi ar trebui numai să stăm să apărăm. Gen... spoturile de bombă. Și uite cum ne pușează, mersi. Pardon, nu ei ne pușează, noi îi pușăm și ei stau la camp. Adică, come on. Bă, uite că totuși a fost un push decent, i-am bătut. 4-2 pentru noi, AWP! Ah, n-aveți noroc, oameni buni, am luat AWP-ul. Iarăși o să fac nebunie cu acest AWP și o să-i ratez pe toți. Hai să încercăm să mergem pe mid, ce spune, să încercăm să, nu știu, să încercăm să dăm picul pe mid. Nu mai dăm niciun pic pe mid, dar eu mă duc. Nu știu ce am făcut, dar nu-i bai. L-am nimerit! Și dacă m-a omorat tipul ăsta, am nimerit, no scope, lipit de mine și l-am omorat. Ce faci, boss? A, mă, și ăsta trebuie să moară. Dude, eu am crezut... Hei! M-am luat. Eu am crezut că e în stânga, era în dreapta. Uite, aici am crezut că e în dreapta lui, cum ar veni. Și aici la fel m-am luat. Nice, nice! Good job! Good job, my friend. A, da, tot așa, mai sunt câți CT? 7 CT și 4 tero. Și ăștia, uite, așteaptă. Deci toți știu că noi suntem nableți și că dăm rush, dar uite, acum n-am mai dat rush. Aoleu, un AFK. O, nu mai... Big Boss. O, nu mai AFK, bun. Uite, gen, e bine că așteptăm. E asta îmi place, să așteptăm, frate. Lasă-i să vină ei pe noi. Ăsta e cu vita mai arma cu M240. Uite-l! Vă vine să credeți că chiar l-a omorât? Câte ore are tipul ăsta? Static Shift. Sunt curios câte ore are. Are 28 de ore. Sunt sigur că nu e smurf sau ceva. Ați văzut și voi cum a tras. Deci omul a apăsat W și ținea apăsat inserat până în cer și l-a omorât pe tipul. Oh my god. 5-2 pentru noi. Scramble the teams. De ce? Mi se pare destul de echilibrat. Adică ei ar trebui să adopte altă tactică. Sincer. Părerea mea. Acum nu știu. Da, bun, mai încercăm o dată picul pe mine sau iarăși o să... Ah, da, smoke-ul iarăși. Bă, da... B... Ducem lipsă de oameni, deci mă duc și eu B. Ar trebui să dai și ăștia arași undeva. Îmi place că ăștia au de arași. Bine, boss, hai că mă duc și eu. Au. Mamă, cât sâs acolo. Sunt foarte mult și nu se vede nimic de smoke-ul ăla. Deja am scos 3 teroriști. Mă rog, echipa noastră a scos teroriști. Eu n-am scos pe nimeni, dar nu sunt foarte sperat. Nu mai văd nimic, mă întorc pe tunel. Nu m-am întors pe tunel, fac! Ok, hai să avem grijă aici. Mie să nu fie și AWP care ne așteaptă. L-am luat, mă! Băga mi-a ieșit piciorul. Deci a tras după ăștia și m-a luat pe mine, care eram ultimul în spate. Gen, mai erau doi tipi în fața mea și sunt sigur că după aia a tras, dar m-a luat pe mine. L-a luat și pe ăla. Ce înseamnă să dai rush, dude? Aolo, ce-l ratez! Din stânga. Îi dă la mă! La mă! No. Incredibil, nu pot să cred. Deci trebuia să mă duc cu pistolul. Nu mai știam că e unul în dreapta. Mi-am dat seama târziu. Incredibil. Doamne, trebuia să schimb pe pistol. What? Nu spune că nu-i bate asta pe toți cu 3 viață. Ce joacă omul cu Sodofu. The Crack, n-are skin, fine. Și are și cuțitaj, fine. Fine. Place. Oh, i-a dat 100. 6-2 pentru noi, a dat 100 de la zăpăcit. Of. 18-5. Ok. Ne luăm iarăși în 4 round-ul S, frate. Și mergem, hai să, nu știu, hai să mergem și noi în altă parte, că nu vreau pana mea. Am jucat serios până acum. Fac. Nu vreau să jucăm de fiecare dată. Serios. Mai încercăm. Scheme. Stați-mă în pace că plâng, mai am 10. Vă dați seama că acum dacă ăsta mă așteaptă aici, ce m-a speriat. Hai mă, în sfârșit apușește ăștia, e bomba aici, B. Care tot? Am luat. Deci, întrebați-l pe tipul ăsta, el ce făcea? Deci, dude, v-ați văzut pe unde a venit ăsta când tipul ăla era acolo? Adică, oh my god, oh my god. Dau și un smoke aici, ha? Gata, sper că am dat bine smoke-ul, fix pe tunelul acolo am putut să-l dau. Ce faci, mă? Vii și tu aici? Lasă-mă, ai noroc că poți trece prin mine, că altfel nu te-aș fi lăsat. For fuck's sake, adică... Ce de asta faci tu? Hai că am dat bine smoke pe doamne, le dau și un flash acolo. Să-i doar în de alta. De pe mine nu are cum să vină. Sunt doi tipi care țin midul. Și, bă, eu zic că am bătut pe ăștia destul de rău. Tipul ăla avea 500 ping, acum văd că îi scade. Îi scade ping acum, dar oricum eu am foarte puțin în viață, nu mă duc eu să mă bat cu ei sau alte porcărei. Bă, dar eu totuși sunt bucuros că genul sunt pe primul loc și... Nu aș merita la cât de inactiv am fost pe CSGO, nu aș merita să fiu pe primul loc. Nici măcar pe casual, încă 40 de secunde. Hai că se ocupă ăsta cu ținutul și cred că știe ce face. Mi să nu vină din tunel. Teoretic n-ar trebui să vină, dar n-ai încredere în jucătorii de pe casual. Teoretic se uită ăla de pe mid. Mă, de acolo poate veni. Eu nu care se uită pe mid, vedeți și voi, dar n-am încredere. Exact ce ziceam, n-am încredere în jucătorii de pe casual. Și chiar nu mă așteptam să vină. Unde n-ai băiat ăla, mă? Era el în bază sau am auzit eu greșit? O, da. Hai, mă, vină un coace. Ha, mă, vină un coace. Scoate-și tu capăuce. Ăla e al nostru? Deci tipul ăsta nu știe pe ce planetă e. E tipul ăla de pe mid, de l-a lăsat pe ăla să intre lower și aproape m-a omorât. Ok, 7-2 pentru noi. E bine, boss. 22 cu 5, 22 cu 3 cu 5. De destul de ok. Hai să mergem acum pe lung. Dăm și noi aici niște neduri lung. Cine știe ce se gândesc că ăștia îți dau un rush. Ce smoke a dat tipul ăsta. Le dau și incendiară în caz că e unul acolo, deși nu cred. I-au oprit incendiara, foarte frumos. Și îmi place că niciunul nu stă scurt. Exact ce ziceam, casual, come on. M-am dus și o dată lung și niciunul nu stă scurt. Seriously, man, seriously. Să-i dau flash ăstea, nu-l lasă, că după lunguri nu vreau să lunguri. Ha, mă, boss, du-te tu. Ou, i-a dat cap. De timing, though! Ui, cât de mult sunt acolo. Fix când am sărit eu. I-am dat 50 astea. Mamă, cum am tras acolo. Deci fix când eram în aer a venit. M-am și gândit cum ar fi să vină ăștia când sunt eu în aer. Cât le-am dat? 50 și 74. Ah, slab. Trebuia să dau mult mai mult. Și ăștia vin pe scurt. Sper că îi ține aia bine. Am dat smoke acolo. Am că îi țin bine. Nu prea au avut ce să facă teroriști în acest match, sincer să fiu. Eu exact ce ziceam. Câte ore? Oh my god, câte ore are tipul ăsta? Ce ăsta e tot? 28 de... A, e același? Cred că e același. Ba nu, de static și vorbeam. Amândoi au cam aceleași ore. Nu spune că o să câștige teroriști. A murit eu și câștigă teroriștii? Nu, sper să nu se întâmple asta. Refuz să cred. Uite, nu se întâmplă. 4v2. Bine, mă, beat. Și ultimul terorist este... Island Bass. Care stă și se uită pe mid. E român, cred, I loading. Salut, by loading. Ce faci, man? Plătește și omoară pe cineva, please. Opa, l-a auzit pe ăsta. Oh, ce fain l-a luat. Foarte, foarte nice. Mai sunt 3. Unul scurt, unul mid în smoke. Să nu facă la pași din smoke. L-a auzit ăsta de pe mid, l-a auzit ăsta de pe mid. What the fuck was that? Oh, l-a luat! Prin cutie l-a luat fix în cap. Doamne, ce bolănescu a fost ăsta. Dar și Big Boss ăla de prima dată a avut bulan, frate, că s-a lăsat fix când... Mai sunt 5 secunde. Cred că am câștigat, că n-are cu... N-are cu... Gata. Gata! No, bă, frazor! Cam asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să punem cât mai multe clipuri de Counter Strike Global Offensive, mai ales că voi mi-ați cerut să mai punem ceva episoade de CSGO. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă! Pa!